De ce râși, tata? Că vreau să stai serios, te uiți în oglindă. Ce așa complicat? Stai ce statui? Și te uiți în oglindă. Nu? Poziția mea e statui. Inițial am început filmul acesta complet cu altă idee. Aceea de a-l portretiza pe tata. Nu exista încă această amenințare a puterii din casă și eu am fost mereu fascinată de taică, după cum se vede, și alții sunt. Și el a fost profesor. Chiar la același spațiu pe care l-am filmat aici, el a avut ore de când eram eu foarte mică și mergeam la orele de fotografie și film. Erau proiecții la noi acasă, foarte multe lume. A fost într-adevăr o lume interesantă în casa noastră. Vezi acolo ceva? Eu nu văd nimic. Văd un tren. Tren. În continui munca mea de clasare, m-am făcut din toate pozele care le-am făcut, am în jur de 2 milioane de negative. Oare v-ați gândit să vedeți să faceți un muzeu al filmului? N-am cum. Sau... Ne-am gândit foarte mult asta, ideea permanentă. Ce există? N-am cum, că n-am spațiu mai întâi. Păi primăria ar trebui să se primăria de a de grase, cum să facă muzeu. Am propus povestea asta cu muzeu, chiar am propus să facem o casă pe care se cheme Casa Fotografiei, și în care să pun tot ce am și să instalez și am de la A la Z un laborator foto pe care am lucrat eu, dar tot ce înseamnă într-un laborator foto. Și să-l instalez în acest casă, în muzeu a fotografiei și să chem pe cei tineri care vor să mai lucreze ca acum 30-40 de ani în urmă. E foarte interesant și nostru ca o fotografie, o hârtie, și o flenduri cu un crește, să vezi până când e gata de developarea și o pui după aia în mostețul spațial fixator. Am lucrat așa, mii și mii de poze așa am făcut, albumul foarte mult. Primarul municipiului Gheorghe Nichita conferă artistului fotograf al cetății Iașiului, orașul culturii, domnului Ioan Matei Agape. Un imobil monument situat la kilometru zero al Iașului se degradează de la o zi la alta deoarece primăria nu găsește nicio soluție să-și mute de acolo ultimul chiriaș și să bage clădirea în conservare până la demararea lucrărilor de restaurare. Am făcut de 4 ori turul României pe jos, fără într-un alt temporal. Am făcut turul Iugoslaviei, a Cehiei, a Ungariei și am mers de la Iași până la Paris pe jos. Există o secțiune în arhiva dumneavoastră cu imagini din călătoriile pe jos? Există traseul până în Franța, Paris, sudul Franței, Iugoslavia, de adevăr, o parte din Cehia. Pe total, nu știu, probabil că sunt o sfert de oră adunate. Iar, în general, despre arhiva lui pot spune că cel mai interesant este că are materialul brut și că nimic nu a fost montat ca să fie aruncat la coș în perioada respectivă, în așa fel încât vorba lui este că el a adunat pentru generația viitoare. Dar ceea ce mă surprinde formidabil, cum eram lăsat să ajung până la 2 metri de Ceaușescu. Foarte aproape. Foarte aproape. Dincolo de toată forța de care se laudă tata, procesul ăsta al mutării cu siguranță l-a afectat foarte mult. Pentru că atâta timp cât te locuiești într-un oraș căruia te dăruiești cultural decenii și același oraș după aceea te desconsideră și are o atitudine mai mult decât urâtă față de tine, cu amenințarea de a te da afară din casă și cu efectiv tăierea căldurii, pe timp de iarnă... Am avut și o inundație, pe cuțitul de ei. În care, într-adevăr, inundația asta a stricat foarte mult, apropo, din informația lui. La un moment dat, prin telefon, mi-a spunea că este boschetat la el acasă. Nu
Deci ca lăudăros, vedeți că sunt, așa că aveam grijă cum mă întrebați, când dați-o mă laud. Și mai spun cine știe ce comedie. Deci că mi-am iubit extraordinar de mult munca, lucram în jur de 10-12 ore pe zi, zilnic, rare ori când lucram într-o zi, când eram în laborator, fie cu foaia, fie, fie cu filmul. Așa? Și chestii dintre astea așa. De 30 de ani la același loc. Și mă duc cu ochii închiși în locul ăla și-l iau. Adun fel de fel din anii copilăriei de când tata îmi spunea adună-le, Ioane, nici nu știi când ai nevoie de ceva. 1944.